Era un tânăr care îi mergea foarte rău în viață. Nu mai probleme și nu mai nenoroci, nu era fericit și pe de moarte. Și o zi de la cineva o predică că trebuie să rezolve problema cu părinții. Problema era că Tatăl era mort. Și spune întâmplarea asta că tânărul ăsta au călătorit câteva mii de kilometri până la mormântul tatălui lui. Și a genunchiat acolo pe mormânt, trebuie să Dar în fața au Dumnezeu vieși de te rog frumos, iartă de aia, iartă de aia. Și-a rezolvat tânărul ăsta și s-a descăcat pentru un plâns acolo la mormântul tatălui lui. Și spune că omul acela a simțit o eliberare și din ziua aceea viața lui mi -a dar pentru părinți, nu la mormânt se trebuie trandafiri când este o cântare. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea și nu ne să rezolvăm probleme din asta. Vezi dacă nu cumva boala de viața ta, dacă nu cumva falimentul din viața ta se datorează nici în stilii părinților. Asta e o buruncă, dragii mei. Dumnezeu ne iartă. Ceea ce am greșit împotriva lui ne iartă. Dar dacă a greșit împotriva mamei și a tatălui tău, trebuie să rezolvi cu ei. Amin?